Aș vrea să mergem să vedeți locurile, primele trei locuri din clasament în ultima dimineață de concurs. Am venit aici prima oară să vă arăt acest loc și vom merge la următoare, la încă două locuri din dreapta, deși mai sunt vreo 5-6, dar încă două locuri care au dat peș mare în acest concurs. Aici ne apropiem pentru prima dată de Plaur. Aici suntem la începutul deltei de care vă vorbeam. De aici, în partea dreaptă, încep locurile cu aceste insule plutitoare, dedesubtul cărora, deja lumea știe aici la Tâncăbești, dedesubtul cărora stau crapii bătrâni ai Tâncăbeștiului. Am vrut să venim aici și am vrut să vă arăt standul ăsta, pentru că, iată, practic, barieră de stuf în față, o vedeți, Plaur plutitor. Nu știu, sunt 40 de metri până acolo, variante nu sunt foarte multe, opțiunile pescarului par limitate, într-adevăr, n-ai, singurele soluții sunt să cauți locurile de lângă stuf, dar aici sunt și s-a dovedit, de-a lungul timpului și în acest concurs, sunt pești sănătoși, sunt pești serioși. Acesta este un loc care a fost unul dorit de pescarii care concurează pe Tâncăbești. A fost un concurs pe care, după cum am început, ne așteptam să-l fi câștigat, din păcate. Este cel mai grandios concurs din țară, cred. Cu toată la perfecție, organizarea, arbitrii, concurenții. Super! Este un eveniment fantastic! Zile și 5 nopți, e un concurs lung și e un concurs care te solicită. A plăcut concursul, un pic suntem năcăziți din cauza că am picat de pe loc 1 pe 2, de pe 2 pe 3 și un pic suntem năcăziți, dar a fost un concurs tare, puternic și vrem să mai venim. Pe final am câștigat locul 1 pe sector, după locul ăla cred că am obținut maxim ce puteam obține.